Am deschis proiectul ăsta tocmai ca să aducem bucurie în inimile unor artiști care sunt uitați, în inimile unor artiști care sunt bolnavi și care n-au posibilitatea să-și plătească medicamentele lunare. Am deschis acest proiect și, slavă Domnului, am reușit într-un an de zile să ajutăm 60 de artiști care, vreau să cred că, spun o rugăciune pentru noi. Pășam prin Sfânta Răurare pe-al mării țărmure frățesc, mirat că două urme clare pe ale mele le însoțesc. Pășam în dimineața lină, atât, atât de fericit. Păream eu însumi o lumină în infinitul rătăcit. Pe mare, în opta furtuna, dragi urme mă însoțeau ca-n vis, voiam să le sărut într-una ca pe-al măicuței mele plâns. Tristețea însă, ca pe un laur, o am simțit când am văzut că cele două urme de aur m-au părăsit, au dispărut. Nu-ți mai sunt drag eu, Doamne, oare? L-am întrebat pe Dumnezeu și-am auzit un glas de soare. Te duc în brațe, fiul meu. Dragii mei, vă mărturisesc că de aici pornește totul. Atunci când crezi că ți-e mai greu, cineva te duce pe brațe. Dumnezeu, oamenii dragi care te-au părăsit și care sunt undeva într-o stea și se bucură și veghează la activitatea și la profesia ta, asta cred eu, că pe mine mă duce pe brațe Grigore Vieru. Există o țară prea frumoasă. În gând te-ntorci ades la ea, chemat de maica ta la masă, ori invitat de o viorea. O țară în care grănicerii sunt greierași și cei verzi, și în loc de pașaport se cere să spui la vamă poezii. Cât e de bine! Cât e de bine să te joci copil mereu într-un fraged april. Oare cu cine? Oare cu cine s-a jucat Dumnezeu când era copil? Există o țară prea frumoasă în care tu ești împărat. O țară în care totul este și craiul umblă descălțat. O țară în care nu e nici luni, nici vineri, ci numai ea duminica. O țară în care veșnic tineri sunt și tatăl tău și maica ta. Cât e de bine, cât e de bine să te joci copil mereu într-un fraged april. Oare cu cine, oare cu cine s-a jucat Dumnezeu când era copil. Grigore Vieru. În aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râdem un pământ, și doar în limba ta poți râde singur
și doar în limba ta te poți opri din plâns. Iar când nu poți nici râde și nici plânge, când nu poți mângâia și nici cânta, cu al tău pământ, cu țara ta, în față, tu taci atunci tot în limba ta. Ceea ce a făcut Grigore Vieru, unind sufletele românilor, n-au făcut sute de politicieni. Așa e. Cred că cea mai mare politică înseamnă cultura românească și această îmbinare excepțională. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult! Eu vă mulțumesc! Aproape de sufletul nostru rămâne casa părintească, nu se vinde. Da, nu putem niciodată să ne vindem, n-avem dreptul, să ne vindem rădăcinele. Ascultați-mă, surori, pe mine și voi, frații mei, ce v-ați sfădit. E păcat, nu-i drept, nu este bine să vinzi casa care te-a încălzit. Casa părintească nu se vinde. Nu se vinde tot ce este sfânt. Încă vin copiii socolinde. Nu știu că părinții nu mai sunt. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Dintr-atâtea lucruri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. În Poiana Ciucaș începe o nouă promoție. Ia uite cum trece timpul. Păi nu ne relaxăm și noi cu un ciucaș rece? Putem câștiga pe loc una dintre cele 2 milioane de beri Ciucaș. Sau, dacă trimitem relaxați codul de sub capac pe SMS sau pe bereciucaș.ro, putem câștiga 500 de lei pe oră. E, acum fiecare relaxatul să facă cinste. Ciucaș, să înceapă relaxarea. Bani. Bani ne-ar trebui la fiecare. Toți avem copii și vremea e grea. Însă cum să vinzi fereastra oare, cea la care mama ne aștepta? O vom da și vor schimba lăcate și vor pune și ferestre noi. Și trecând pe lângă ea vreodată, va privi ca la străini la noi. Casa părintească nu se vinde. Nu se vinde pragul părintesc. Dintr-atâtea lucruri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Ascultați-mă, surori, pe mine și voi, frații mei, ce v-ați sfărit? Îi păcat, nu-i drept, nu este bine să vinzi casa care te-a încălzit. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde tot ce este sfânt. Încă vin copii socolinde,
o vom da și vom schimba lăcate. Și vor pune și ferestre noi. Și trecând pe lângă ea vreodată, va privi ca la străin la noi. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Dintre atâtea locuri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Casa părintească nu se vinde, cine are grijă astea? Ce mai face casa lor cea dragă? Cine are grijă astea? El a fost lăsat pe pământ să dăruiască bucurie, să dăruiască frumusețe, dragoste și iubire semenilor săi prin tot ceea ce face. Dumneavoastră nici nu vă imaginați ce șansă are acest neam să aibă un Grigore Vieru. Nici nu vă imaginați ce șansă are acest neam să aibă un Paul Surugiu. Să vă aibă pe dumneavoastră, pe toți pe care nu vă pomenesc pentru a nu greși, pentru că ne vedem sufletul. Un popor care își vede sufletul este un popor. Omul care își vede sufletul este un om și un popor care poate să iubească. Cine poate să iubească, poate să creadă. Cine crede, poate să-L vadă pe Dumnezeu și cine-L vede pe Dumnezeu are ferestrele infinitului deschise spre noi plaiuri mioritice între albastru și iarnă. Iubiții mei, în numele acestui neam, nu m-a mandatat nimeni, dar sunt dator să o fac. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor că existați. Și pentru că existați, mi-e suficient să cred că Dumnezeu există, pentru că ne face să ne vedem sufletul. Dumnezeu să-L audă pe Grigore Vieru când se roagă pentru noi, iar noi să-L vedem pe Paul Surugiu când ne spune să nu ne vindem casa lăuntrica sufletului nostru. La mulți ani, Paul Surugiu! Îți mulțumesc că mi-a onorat să-ți vorbesc. Doamnă Raisa Vieru, la mulți ani! La mulți ani din toată inima, vă mulțumesc și să nu uităm niciodată că suntem români, pentru că la zidirea soarelui se știe că a muncit o veșnicie, iar noi trebuie să muncim în tocmai cu Paul Surugiu și cu Vieru și cu ceilalți.
și-a dat drumul la al doilea talent, care este, cred că, unic printre artiști. Sincer vă spun, nu a dorit acest lucru la început, dar pentru a-și ajuta colegii a făcut-o. Cu emoții la început, dar uitați unde a ajuns acest proiect, Art by Fuego. Este mare lucru, într-adevăr, colegul și prietenul nostru merită felicitat. Este mare lucru că a avut acest curaj și a reușit ca de fiecare dată. Da. Și sufletul lui, pentru care, felul pentru care a gândit să se apuce de așa ceva, el s-a apucat de un necunoscut. Și acum a devenit un profesionist care va avea mare valoare. Multă lume se va bate pe lucrările lui Fuego. Și toate lucrurile astea care vin din inima și sufletul lui sunt venite de undeva, încă un har pe care Dumnezeu i l-a dat. Te ție Dumnezeu sănătos, Paul, în putere și în grija lui. Niciodată pe doamna Raisa Vieru ce părere are despre această operă de artă Nulei, realizată de maestrul Vasile Brânzan. Mi-a dăruit personal această operă la Teatrul Național în Iași. Am senzația că maestru vorbește, este atât de adevărat, adică așa cum era el. Simplu, modest, cu un caracter frumos, un artist care s-a dăruit în totalitate românilor, a scris pentru ei și niciodată nu a făcut altceva decât să meargă înainte și să-și îndeplinească visul, aceea de a-i vedea pe români uniți într-o inimă mare românească. Se urcă Basarabia pe cruce și plânge-n hohot neamul românesc, că s-a urcat în ceruri Grigvieru, poetul cu ce chip dumnezeiesc, și răsări va un luceafăr pe cerul albastru-n stelar. Căci stea a fost și va rămâne pentru poporul durerat. Se simte emoția aici,
la Palatul Parlamentului, mai ales că tabloul maestrului Vieru este chiar în fața noastră. S-au dezghețat pereții aceștia atât de, cum să vă spun eu, atât de roși de timp și de suferință și, într-adevăr, toată lumea este fericită și bucuroasă și plină de emoție pentru că acest eveniment este de nota 10, pregătit așa cum numai voi știți. Un pești frumos la căpătâni și pudul șoapte de iubire se cânte dragostea din tâi. Să ardă focul neîncetat. Adio, vis neîmplinit, pentru femeie, pentru mamă și pentru tot ce și-a dorit. Îl urmăresc deja în ceea ce face. Îmi place să fiu alături de artiștii în care investesc, să văd cum evoluează ei în timp și Paul Srugiu nu mă dezamăgește. Cine ești, draga mea, cine ești? Pentru că ajută artiștii, ajută pe cei care au nevoie, bineînțeles, în limita posibilităților, este un lucru mare. Minunat! Minunat, excepțional, pe care nu-l fac mulți, din păcate. Eu te caut, te aștept neîncetat, să-ți ofer un izvor minunat, care curge ușor, cu speranță și dor, să te apropii de el fără teamă. Hai cu mine, dragostea mea, și cupa vieții sorbi vom din plin. Hai cu mine pe căi de vis. Gheorghe Turda, îți mulțumesc. Uite că astăzi... Să trăiești, copilul tati. Vă mulțumesc frumos. Vreau să vă spun un lucru. Cu nu mult timp în urmă, când Paul mi-a adus vestea că se apucă de pictură. Să ce-o fi și asta? Și am rămas profund surprins că Paul are o altă valență talentului lui, pictura. N-am fost la primul vernisaj, sunt acum. Ți le-am văzut, ți le-am urmărit și pe internet. Și vreau să spun că este cu adevărat un mod de exprimare de excepție pentru un artist ca Paul. Și i-aș da un sfat. Paule, pictează ascultându-ți muzica ta. Pictează, să asculți. E un exercițiu. Dar nu nici pot să mie ascult, nu-mi place să mă ascult. Nu-mi place. Numai când sunt obligat. Eu îl ascult pe George Enescu. Da, și așa e bine. Pictează atunci pe muzica lui Enescu.
Casele, mare parte, sunt realizate în tehnica cuțitului. Tehnica asta cuțitului e realmente spectaculoasă. Îmi face plăcere să lucrez așa și nu mă voi opri aici. Când necazul te încearcă, mereu zici poate o să treacă. Știi să faci haz de necaz, te ridici de jos în caz. Și la orice supărare, când pe cuție alinare, toate să le treci cu bine, fruntea sus, frate. Urcai de alul jumătate, urcai de alul jumătate, o pop, căzui potoavele toate, leana mea, draga mea, căzui potoavele toate, leano. Hai, hai cu trăsioara, până-n dea la mărioara, calul merge la pas și-apoi face pop. Mulțumim, mulțumim de suflet. Aplauze pentru Florin Basilică și grupul Teleormanul. Aplauze și pentru Fuego. Teleormaneanul nostru de acum, ești de al nostru, da? Mulțumesc frumos. Mulțumim din suflet. Îmi doresc din tot sufletul ca acest proiect să meargă mai departe. Îmi doresc ca peste ani să rămână ca niște simboluri aceste opere în casa familiilor simple care iubesc arta și cântecul românesc. La mulți ani și fericire, la mulți ani, asta e urarea noastră strămoșească. La mulți ani și fericire, la mulți ani, la mulți ani și visele să se împlinească. La mulți ani și fericire, la mulți ani, asta e urarea noastră strămoșească. La mulți ani! Vă iubim! Mulțumim! La ce vă duceți cu gândul când priviți această casă? Da, din Maramureș. Sighetul Marmației. Este foarte reușită, chiar am remarcat-o și eu. Amurg de iarnă. Observat, ea este singura la bază. Deci, toate sunt la mijlocul, dacă vedeți. Toate sunt la mijlocul... Imaginația artistului? Da. Și asta mă avantajează pe mine. Văd că aveți lacrimi în ochi. Am avut în timpul manifestării. Acum mi-au trecut. Părinții dumneavoastră? Da, mama e în București și îmi pare rău că au vândut casa părintească, rudele. Nu nimic, acum ați achiziționat această lucrare și vă gândiți la casa dumneavoastră părintească. Un mesaj artistului nostru, Paul Surugiu, Fuego. Această lucrare mă va ține mereu alături de Paul
Surugiu Fuego. Să fii și mai frumoasă, ți-am adus un măr. Când spui Mihai Eminescu, când spui Gheorghe Zamfir, când spui Fuego, spui România. Acest pământ de-a pururea. Mulți ani! Să fiți sănătoși! Mulțumesc frumos!